pe Claudiu Cristu, președintele Asociației Roșia Edituriros, care a ajutat la publicarea acestei cărți și care a făcut atâtea lucruri minunate ca memoria aceasta martirică să nu se piardă. Claudiu, spune cu toate. Vă mulțumesc și eu că sunteți prezenți în seara asta aici, pentru că prezența dumneavoastră dă un semnal foarte bun, încurajator, pentru tot ce ne-am propus noi cu Asociația ROST. Am celebrat în seara asta doi eroi, două efigii ale demnității omenești, doi aristocrați, în esență, unul și de sânge, unul numai în duh, și nu întâmplător am făcut această alegere pentru a marca debutul editurii ROST, care aparține Asociației ROST, evident, ci pentru că dacă nu toți ne naștem prinți, cu toții avem posibilitatea de a deveni nobili, sufletește, spiritual. Desigur, nu fără ajutor de sus, nu fără apelul la cel care a vegheat destinele acestor doi și a altor mii de foști deținuți politic. Zic că nu întâmplător i-am ales, pentru că avem nevoie să știm că se poate să se depășești frica, foamea, alte nevoi presante, fizice, așa cum ne-au demonstrat cei doi și așa cum o spune oarecum cifrat, pentru că înregistrarea este în 1983 făcută, și au rezultate. Putem să ne depășim condiția umană, să zic așa, modestă, putem să ieșim din gulagul prelungit și la 25 de ani după căderea oficială a regimului comunist în cele mai multe țări din fostul lagăr socialist. Totul este să vrem, totul este să avem aceste repere. Asociația ROST face asta de aproape 11 ani. Vă oferă permanent repere. O vreme am făcut-o prin revista ROST, așa cum știți. Acum o facem în continuare prin editura ROST, care scoate de data asta cărți. Pentru că s-ar putea ca aceste cărți să marcheze destinele multora dintre noastre mai mult decât puteau să o facă articolele dintr-o revistă. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc foarte mult și domnului Dan Puric, care a făcut posibil acest eveniment. Le mulțumesc, evident, tuturor celor care au contribuit la apariția cărții și vă invit ca cei care nu ați reușit să o cumpărați la intrare în sală să vă luați un exemplar la ieșirea din sală pentru că nu o să regretați. Doamne ajută! Câteva cuvinte la final. Nu faceți eroarea să citiți această carte ca un document istoric, pentru că este mult mai mult. Când am citit-o, am avut dintr-o dată revelația României de astăzi. 11 ani, deci amândoi ce ați văzut și, în general, dacă vă uitați la martirii și la gena aceasta extraordinară, ei sunt până la sfârșit pe această verticală. Nu fac concesii realității. După 11 ani de prizonierat, deci el lucră până la capăt, de fiecare dată este rănit, se întoarce și cere înapoi când se însănătoșește să se ducă pe prima linie a frontului, își dă seama că războiul se pierde, se duce ca să lupte, care prizonier, în prizonierat, luptă. 11 ani de luptă continuă ca prizonier, vă rog, mare atenție. N-a acceptat niciodată condiția de prizonier. O să vedeți și ce a spus doamna Anca Crivăț, dimensiunea de candoare și de inocență nestrivită, dar și de umor pe care avea și prințul Ceaboa. Luptă, e foarte important ce vă spun și este important pentru tineretul de astăzi, ca prizonier.
din prizonierat acesta, diferența între... Eu am rămas subit, n-am știut asta, că au fost și deținuți germani, au fost primiți cu onoruri și cu pensii și cu tot ceea ce trebuie în Germania, pe ei acceptat o altă pușcărie civilă. Și atunci am realizat că din 1989 am trecut în Aghetto. Ceea ce se întâmplă astăzi, și bine a zis Claudiu Târziu, este un Aghetto în prizonierat. Un tânăr de 20 de ani, de 18 ani, citind această carte, ia suflu de luptător. Ia suflu de luptător care nu acordă, nu mai gardul de sârmă. Evident, este ceva mult mai cumplit, este ceva, cum să zic, mult mai distrugător. Legăturile pe care le face Dumnezeu, și să zicem, a văzut Sfântul Gheorghe, așa zisele coincidențe, sau acel zis noroc, legăturile subtile care se fac, până și faptul că spuneam că în clipa în care am venit la universitate, eu eram un ghet student la teatru în facultate și eram departe de această realitate profundă a României autentice, se fac într-un mod invizibil. Este precum, odată deasupra Craiovei, era o luptă între avioane de vânătoare americane și românești, și la un moment dat un avion de vânătoare românesc se prăbușește la marginea Craiovei, în flăcări, malul de fiare și cărpune încins, și o țărancă alerga cu un buchețel de flori și o lumânare, să pun acolo, la capătul pilotului, neștiind că era copilul ei. Legăturile aceasta le face Dumnezeu. Vă rog să puneți în paralel filmul acesta cu tremurător, această carte pe care o veți descoperi. Peste 10 zile se împlinesc 8 ani de când marele rezident Koski, apoi Ștefan Courtois și doi lituanieni au propus Consiliului Parlamentului Europei să considere și să exprime public și să condamne public crimele totalitarismului comunist. În 25 ianuarie 2006. S-au ridicat în picioare toate partidele de stânga, mai ales Partidul Comunist Francez și Grecesc, și au zis că se întinează idealurile marxist-leniniste. Nu s-a făcut absolut nimica, de sistemul continuu. De la Universitate, de la Ceaboua, am învățat să lupt până la capăt. Vă mulțumesc! Sunt sumas. Vă organizați, vă dați seama, de sumas. Caracterul de catacombă, ăsta vei să arătați, fraților. De loc de sumas. Și în șef și de super parte arată, pentru majoritatea viitoare e mai de plus banat. Vă mulțumesc și vă iubesc.